Federația Sindicatelor Libere din Învățământ cere Ministerului Educației și Cercetării, Guvernului României și Parlamentului să aplice de urgență măsuri necesare pentru combaterea violenței ce au loc în incinta spațiilor de învățământ. În urma unui incident ce a avut loc zilele trecute la școala din Todireș, județul Iași, unde un bărbat a recurs la mai multe gesturi de violență la adresa copiilor directoarei din unitatea de învățământ, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ cere Ministerului Educației și Cercetării, Guvernului României și Parlamentului următoarele măsuri: pază și protecție în unitățile de învățământ, legea de protecție a cadrelor didactice, punerea în aplicare de urgență a modificărilor din Legea Educației Naționale privind combaterea bullying-ului, urgentarea procedurii privind stabilirea incompatibilității de ordin medical cu funcția didactică.